Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit! Eu sunt Meme și, ca de obicei, vă reamintesc cât de minunați sunteți. Astăzi fac citirea pentru energia momentului prezent, pentru că acum este tot ceea ce contează. Ca vibrație a zilei avem 22, în tarot Marea Preoteasă și Judecata și în Lenormand Răscrucea sau Intersecția. Această zi poate fi despre alegeri pe care le facem cumva împinși de subconștientul nostru și dacă ne vom lăsa purtați doar de subconștient, s-ar putea să alegem să revenim asupra unor lucruri din viața noastră pentru că pur și simplu suntem captivi în convingerile noastre. Însă, dacă conștientul nostru este suficient de puternic și privim bine în jur și înțelegem realitatea din care facem cu toții parte sau pe care ne-o creăm singuri, s-ar putea prin judecata să luăm o decizie mai bună și mai potrivită de această dată. Evident că Marea Preoteasă vine cu mister, ea ține în mână Cartea Cunoașterii, manualul prin care a fost creată lumea în care trăim. 012. O cifră 12 poate fi importantă. 21, 0. De ce nu? Adică un început, un pântec, o idee care se naște, o revenire a cuiva în viața noastră sau revin asupra unor lucruri care mă deranjează pentru a le rezolva, pentru a îndepărta obstacolul. Important este să mă bazez pe intuiția mea, să mă las purtat sau purtată doar de intuiția mea, în acord cu mintea, desigur, dar acea primă idee care îmi vine în minte să-mi fie ghid și călăuză și să aleg calea potrivită. Pe calea noastră în curând ne va pune Saturn, care intră în pești, dar vorbim la momentul potrivit. Haideți să vedem despre ce este vorba aici și să vedem ce putem face. Dacă mesajele nu vă servesc, mergeți mai departe. Dacă nu rezonați cu modul meu de a traduce lumea în care trăim și cu percepția mea, pentru că suntem unici, mergeți mai departe. Dacă vă ajută, mă bucur nespus. Să știți că eu evoluez cu fiecare citire, cu fiecare apariție, cu fiecare descifrare. Ăsta este sensul. Gri. Sfârșiturile sunt inevitabile. 37 și am aici o bărcuță care plutește pe nori. Vântul care bate, iată că agită mentalul colectiv și barca înseamnă mijloc de transport, da? Ori în Lenormand avem direcția. 22 este un număr maestru sau cel care construiește. Master Builder mai este cunoscut în comunitatea numerologilor. Ce aleg acum îmi va deschide calea către o nouă linie temporală, către un nou destin, către o nouă soartă, către un nou viitor. Pentru că viitorul se construiește din acum în acum. Sfârșitul acesta este inevitabil, adică nu mai pot amâna luarea unei decizii. Voi știți în ce direcție. Poate are legătură cu mașina voastră sau cu o călătorie pe care vreți să o faceți sau cu o relație pe care vreți să o încheiați sau cu o relație asupra căreia vreți să reveniți. O afacere. Ceva ce ați cercetat foarte mult timp. Și floare. Ce frumos, 17. Să fiți sinceri cu voi înșivă și să aveți încredere în ceea ce simțiți, pentru că galben înseamnă plexul solar, floarea este un element de pământ, are rădăcini, prin plante nouă ne este transmisă cunoașterea planetară, ne este susținută viața, aici, în planul terestru. Să nu vă fie teamă să rostiți ceea ce doriți, să aveți încredere în voi. Vedeți aici, personajul acesta are ochii mari deschiși și mâna la gură. Luați mâna de la gură
și spuneți ce aveți de spus. Cu încredere. Și aici am poțiune și spune să îți aduci aminte să te iubești pe tine însuți sau însăți. Și aceasta ar trebui să vă devină practică, ritual în existență. Iubirea de sine, reconectarea cu voi. Și plexul solar spune, relația mea cu mine, eu cu mine. Să mă iubesc pe mine, să mă pun pe mine pe primul loc atunci când iau o decizie. Mi este mie bine în direcția pentru care mă uit acum la acest video? Da sau nu? Folosiți-vă intuiția. Inspirație și curaj. Să mergeți înainte și din nou am această temă a intuiției și a focului. Este necesar să decideți acum. Pentru că dacă nu veți decide voi, va decide energia pentru voi sau realitatea pe care v-ați creat-o. Vine bumerangul, da? Se creează efectul de bumerang și va veni către voi un efect dacă nu acționați să îl schimbați. Și aici am culoarea portocaliu care vorbește despre chakra sacrală, da? Despre forța mea de a crea, de a da viață, de a face lucruri, curajul meu, inițiativa mea, credința mea. Și aici omul acesta are mâinile puse pe chakra inimii, să-mi deschid sufletul către mine în primul rând. Îmi face bine, realmente, dar cu sinceritate, cu obiectivitate, ceea ce îmi doresc sau mă sabotez? Aceasta este întrebarea. Imaginație și perspectivă. Îmi pot imagina dacă fac stânga ce se poate întâmpla, dacă fac dreapta ce se poate întâmpla, îmi pot face o listă pro și contra. Și atunci îmi pot întreba intuiția, pentru că am experiență. Am trecut prin atâtea situații încât am ajuns să știu ce îmi este mie folositor acum să fac, ce mă ajută pe mine, iar aici predominant am culoarea violet, care are legătură violet, mă rog, indigo și roz, cu chakra 6 și chakra 7, cel de-al treilea ochi, clar vederea și conexiunea cu divinitatea. Văd clar situația în care mă aflu. Trebuie să țin cont de trecut, da? De unde a pornit întrebarea mea sau situația în care mă regăsesc sau de unde a venit informația pe care am descoperit-o, de unde mi se trage. Ce vă poate ajuta să luați decizia sau ce vă poate ajuta acum că știți adevărul sau că ați descoperit ceea ce vă dorea să descoperiți? Acordul și balanța, relații de tot felul, acord, o înțelegere, semnăm un acord tacit, ajungem amândoi partenerii la concluzia că așa este mai bine sau îmi iau un angajament față de mine să mă poziționez corect în relația cu ceilalți, pentru că s-ar putea să nu fie egalitate aici sau să fi suferit, să fi fost într-o zonă de sacrificiu, de jertfă personală și să nu privesc obiectiv lucrurile care s-au întâmplat. Pentru că energia feminină din cuplu a fost cea care a fost stabilă, a susținut acela dintre voi care este mai emotiv, mai sensibil sau poate mai evoluat spiritual. Chakra de bază îmi spune aici căpșună, am și o stea. Drumul meu de aici înainte va fi definit de ceea ce cred eu că sunt. Și atunci
Înțelegeți cine sunteți și ce acceptați să primiți în viața voastră, pentru că, la nivel de efect, asta se va întoarce. Cât credeți voi că meritați, atât veți avea. Dar, ia uite, am soarele aici. Lucrurile pot fi bune pentru voi. Această descoperire poate fi bună pentru voi acum. Și a apărut din nou soarele. Ce frumos! 7 de spade și asul de cupe. 7 de spade vorbește despre a mă retrage dintr-o relație sau despre a fi evaziv, posibil, cineva să vă iubească, dar nu așa cum aveți voi nevoie, să nu fiți compatibili la nivel mental, să aveți păreri diferite, idei diferite. Despre viață, despre cum ar trebui să fie un cuplu. Mai vorbește și despre autosabotaj. În acest set am o teamă. Teama de a nu fi defavorizat. Iată, am o șarpe. Teama de iubire pentru foarte mulți poate fi aici. Să vă sabotați pentru că în subconștientul vostru aici undeva nu vă iubiți voi pe voi înșivă și nu credeți că meritați. Ați fost puși cumva la locul vostru în permanență, în copilărie, când lucrurile erau importante pentru voi sau când voi nu aveți limite și bariere. Soarele susține întreg sistemul solar, da? Aici voi jucați rolul susținătorului, dar este o energie masculină. Dacă sunteți domni, este foarte bine. Dacă sunteți doamne, sunteți la polul opus, în direcția opusă. Asul de cupe există. Dacă mă iubesc pe mine, mă vor iubi și ceilalți. Dacă mă apreciez pe mine și mă respect pe mine, mă vor respecta și ceilalți. Aceasta este cartea care mi-a ieșit prima. Dacă cineva v-a greșit, pentru unii dintre voi a făcut-o involuntar, pentru alții dintre voi din motive proprii, dar între voi sau la acel nivel existau sentimente. Să vedem mai departe ce poate spune aici această energie. Pentru 7 de spade, faetonul. Dacă cineva v-a greșit din impuls, impulsiv. Nu a gândit, efectiv i-a fost umbrită vederea, umbrită judecata, pentru că tot vorbim despre judecată. Și a pierdut luciditatea. Posibil să vă fi greșit cineva, nu știu, după un pahar de vin sau pentru că au niște traume la nivel de subconștient, la nivel de casa 12 astrologică, de care nu sunt conștienți. Casa 12 vorbește și despre puntecul mamei. Noi suntem vârful piramidei neamului nostru prin ADN. Clar suntem neamul. Deci undeva există un tipar în neamul acestei persoane, în sine, de care nu este conștient. Dar din impuls. A luat hotărârea greșită din impuls, pentru că avem 22 răscrucea și acum trăiește cu consecințele. 10 de monede. Voi aveți cărți foarte bune. Posibil această persoană să se fi sabotat și să se fi înșelat în privința voastră. Cineva poate realiza acum că s-a îndepărtat de tot ce a avut mai bun. Că voi sunteți totul, că voi sunteți stabilitatea. Evident, pentru unii dintre voi, nu pentru toată lumea. 9 de cupe. Mai. Foarte bine. Aici este împlinire.
Cineva realizează că s-a înșelat. Sau voi, dragii mei, opriți acest ciclu al sabotajului. Opriți această traumă pe care ați traversat-o și hotărâți să puneți punct. Vă promiteți vouă acum că lucrurile vor fi mai bune pentru voi și în viața voastră se deschide o nouă rută către calea inimii, către menirea voastră, sensul vostru, către contribuția voastră în lume. Nouă de cupe este tot ce mi-am putut dori. Ce-mi doresc eu? Stabilitate. Stabilitatea aceea prin faeton vine acum către mine. Faetonul urmărește steaua. Faetonul este împăratul. Are lucrurile sub control, se urcă în șareta sa și merge către ceea ce îi este lui menit. Sau către ce crede el că îi se potrivește, da? Folosiți-vă intuiția. Veți găsi inspirația și curajul de care aveți nevoie să produceți în viața voastră schimbare. Sau persoana la care voi vă gândiți acum găsește, nu știu, vede ceva care îi amintește de voi și uite, o poză, o floare, un miros, un gust, ceva din simțurile senzoriale, posibil să fie taur sau pești pentru unii dintre voi. Nu numai, dar asta mi-a venit acum, sau semn de pământ, fecioară. Și acum se reconectează cu voi. Se reconectează, îi vine minte această idee, această amintire, ceva ce ați făcut împreună, ceva ce ați experimentat, poate un concediu, o călătorie pe care ați făcut-o și se reconectează la voi sau realizează că au dat cu piciorul totului. Ce mai avem aici? Ia uite, regret. Cineva regretă ce a făcut. Că i-a fost întunecată judecata. Parcă mi-a luat mintea. Exact așa. Exact așa. Pe plan profesional, turnul, 7 de cupe, regina de monede. Ceva se închide, iată că mi se repetă cartea. Pentru că nu îmi place, pentru că nu mă mulțumea, pentru că nu mă satisfăcea, pentru că nu știam exact dacă mi se potrivea sau nu. Și acum, pentru că învăț ce îmi place, vreau să am parte de un nou început. Dar trebuie să am curaj pentru asta și să cred. Pentru că nu-mi imaginam că eu, cu pregătirea mea profesională sau eu cu experiența mea, pot accesa așa abundență sau așa serviciu bun sau așa nivel de responsabilitate sau așa promovare. Nu cred că pot fi promovat. Nu cred că pot face mai mult în viața asta. Dar vine turnul și îți spune, dacă nu te hotărăști tu, ce vrei să faci mai departe și către ce vrei să te îndrepți, o fac eu. Și aici am 7, iar aici la sfârșituri am 3 și 7. 3 este cifra eterului. Împărăteasa, da? Care naște ideea. Ideea vine din eter. Și apoi împăratul o plantează în concret. Iar 7 este îmbinarea dintre emisfera stângă și emisfera dreaptă. Analiza. Analizez și ajung la o concluzie. Este cumva întregul. Ajung la concluzia potrivită mie, care mă urcă pe tron, îmi aduce recunoaștere profesională, socială și așa mai departe. Aici unii dintre voi posibil să vă temeți că nu faceți față cheltuielilor și că vine cumva ziua judecății sau că aveți de plătit niște facturi care acum sunt scadente. Pentru alții dintre voi aici aveți o datorie, este ceva legat de o autoritate și nu știți cum să faceți rost de bani pentru a face față sau pentru a plăti. Ia să vedem.
Trei de vâte și trei de monede. Nu dai omului pește pentru că mâine rămâne fără. Dă-i omului undiță și învață-l cum să pescuiască pentru a-și asigura continuitatea existenței, vieții. Trei de bâte și trei de monede. Poți lucra, poți face pași mici și siguri. Dacă vreți un nou serviciu, un alt serviciu este aici, o oportunitate este aici. Mergeți și bateți la ușă. Aplicați pe internet, trimiteți CV-uri, vorbiți cu oamenii, pentru că veți găsi exact ceea ce căutați și exact ceea ce vi se potrivește. 3-3 este cifră maestră. Este momentul acela în care mă reconectez la credință. Eu mă pot ruga la divinitate să mă ajute, dar aici am o morală pe care am învățat-o și eu de la cineva. Adică am o povestioară cu o morală foarte importantă. Într-un sat se întâmplă o catastrofă, are loc o inundație, un membru al comunității se urcă pe casă, ceilalți sunt evacuați, sat de credincioși, așa. Dar acest specific individ stătea pe acoperiș când au venit să îl salveze și au aruncat o fânie. El în acest timp se ruga. Oamenii strigau din comunitate, haide, apucă funia și vino. Eu mă rog la Dumnezeu, pe mine mă salvează Dumnezeu. Ți-a dat Dumnezeu funia, căci prin oameni vorbește. Bate la ușă pentru că ți se deschide, iată. Te așteaptă cineva. Soluția pentru tine este aici, dar fă un pas, nu rămâne confuz. Nu te gândi ce aș putea să fac, ce pot să fac. Ai soluții aici, clare, clare. Doar trebuie curaj să mergi mai departe. Iată, 8 de bâte. Mișcare, acțiune. Hai să iau și aici o carte. Casa, stabilitate. Poate aveți nevoie de bani de chirie, pentru chirie. Sau poate aici, într-o instituție, stă rezolvarea voastră. Cereți o amânare de plată. Sau de data aceasta puteți să vă găsiți un serviciu bun și solid. Vă echilibrați la nivel financiar, dar apucați de funie. Pe plan emoțional sau medical, un recital aici de bucurie. Lucrurile merg bine, primiți niște vești bune. În urma unor alegeri pe care le-ați făcut sau în urma unor investigații pe care le-ați făcut la nivel medical, veștile sunt bune. În cazul în care așteptați cu sufletul la gură, vedeți ceva? Veți avea parte de o surpriză, dar bună, am și împărăteasa aici. Posibil unele dintre dumneavoastră, doamnelor, să descoperiți o sarcină. Posibil, domnilor, să primiți o veste mare, că veți fi tătici. Sau posibil acum să descoperiți niște rezultate medicale care, într-adevăr, pot fi mici provocări, dar nu așa de mari pe cât credeați voi că sunt. La nivel emoțional, primiți o veste care poate da pe unii dintre voi să vă șocheze în prima fază, dar este o binecuvântare pentru că naște un nou început. Aveți de ales dacă să păstrați trecutul sau să avansați către altceva mai bun. Acest 6 de la îndrăgostiți de aici vă duce către asul de cupe. Împărăteasa vă duce către asul de cupe. Ceva stabil se îndreaptă către voi, iar starea voastră emoțională este bună. Pajul de spade.
Aveți o revelație, o înțelegere. Descoperiți ceva. Pajul de monede, care vă ajută pe voi acum, este un fel de cercetare, da? Care vă ajută pe voi acum să plantați niște noi semințe, să stabilizați și sănătatea, și emoțiile, și tot ce aveți voi nevoie acolo pentru a fi bine. Evident, dacă alegeți acest lucru, pentru că puteți să stați aici în fața acestui sfârșit și început deopotrivă, să nu acționați, dar să vină turnul. Așa, la nivel de semne astrologice, la relație avem gemeni, toate semnele de apă, dar mai puternic racul, leul, fecioara, pești și cam atât. Evident, pot fi orice alte semne. În planul emoțional avem săgetător, berbec, capricorn, capricorn foarte puternic, pești și berbec sau scorpion. Deci aici berbecul predomină ca energie. Acțiune. Berbecul nu gândește, face, mergeți, rezolvați, fără dubiu. La planul emoțional sau la sănătate avem pești, gemeni, balanță sau taur, taur și gemeni. Adică ce descoper îmi oferă liniște. Inițiala P, inițiala W. O, pau, adică lăbuță de animăluț și iată cam și fecioara aici. Ce interesant! Leul, foarte puternic. Atenție dacă aveți animăluțe mici, da? Animale mici de companie, să vă asigurați că totul este în regulă cu ele, da? Sau acum este o ocazie foarte bună să adoptați un cățeluș sau o pisicuță pentru că este ceea ce trebuie să se întâmple. Dacă vă doriți și până acum nu ați putut, o puteți face. Am leu foarte puternic, leu, voința. Voința. Această zi este despre voință. Voința de a o lua la stânga sau de a o lua la dreapta. Și apoi trăiesc cu rezultatul. Observ, dar vedeți că fecioara analizează prea mult. Se orientează prea mult pe detalii și pierdeți timpul. Este timpul să acționați. Cu cât veți întârzia mai mult în acțiune, cu atât veți suporta mai mult întârzieri. Relația acum poate fi ușoară. Se ridică un efect neplăcut la nivel de relații de tot felul. Nu te da bătut pentru că nu ești aici din întâmplare. Cam despre asta este vorba. Mercur cred că este în vărsător acum. Extindere la nivel de comunitate și la nivel social. Vă puteți depăși condiția. Asta spun talismanele. Vă mulțumesc tare mult, vă îmbrățișez cu drag. Să ne auzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!